Grau roșu.
va mai fi pe lume să ai urechi și zile. Ce înseamnă zile bine să-i asculți pe toate? Că nu-i pe lume bine ca ea să ți-l arate. Nici pilda bunătatei nu le păda în viață. Spre tot ce-i prednicie, s-o ai mereu în față. Ci care o mâncare, părinții te îndumează, cu inima întreagă, iubește-o și-o urmează. Căci fericit e numai acel ce-și prețuiește părinții și credința prin care Domnul crește. Amin. Slăvit să fie Domnul. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea iubiți, frați și surori, slăviți să fie Domnul. În veci, amin. Și Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu căci iată ce astăzi, în Casa Sfântă, în Biserica Sfântă, lucrarea noastră Domnului este în sânul Bisericii în care îi este locul și unde se simte atât de bine. Pentru că și Duhul lui Hristos este Duhul Bisericii. Și Duhul oastei Domnului este Hristos. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu căci toți din locul acesta am înțeles acest mesaj și această lucrare sfântă a lucrării oastei Domnului ca o binecuvântare peste țara și poporul nostru, așa cum s-a amintit la rugăciune, și peste biserica noastră bună și spre bună, în care părinții noștri ne-au învrednicit să ne naștem prin această sfântă lucrare a oastei Domnului în sânul bisericii noastre, bune și străbune. Pentru că ce-a fost întâi la un prilej de botez, voi încerca prin câteva cuvinte să ne referim și la această mare taină a bisericii noastre și a lucrării oastei Domnului. Și Sfântul Pavel în Galateni, capitolul 3, cu 27, ne spune cuvântul așa. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Toți care am fost botezați în Hristos, ne-am îmbrăcat cu Hristos. Și dacă am fost atenți la săvârșirea Sfintei Taine a Botezului, părinții, nașii, cu prunca Sofia și cu ceilalți, am împrejurat Sfânta Masă cu Sfânta Evanghelie și am cântat câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcați. Iată căci sora noastră, Sofia, astăzi a primit o haină albă, luminoasă, și s-a îmbrăcat cu însuși Hristos. Ne aducem aminte din cuvântul Domnului în care Domnul Iisus a luat pe Petru, Iacob și Ioan și s-a urcat sus pe munte la schimbarea la față. Și fața îi strălucea și hainele îi străluceau atât de puternic încât ucenicii nu puteau să-L privească, pentru că și-a arătat adevărata dumnezeire. Prunca noastră de astăzi, sora Sofia, așa strălucește în fața cerului și în fața oamenilor. Pentru că ea este îmbrăcată cu dumnezeirea prin Duhul Sfânt. Și de aceea am cântat cu atâta dragoste. Și de aceea credem cu toată tăria și cu toată puterea că și câți în Hristos au fost botezați, în Hristos s-au și îmbrăcat. Amintea fratele Grigore în locul acesta un cuvânt în care am vrea să-L însuflețim în fiecare dintre noi. Și spune Domnul acolo căci nu vă temeți. Nu vă temeți. Cei care au cercetat Cuvântul lui Dumnezeu, cei care au citit Sfânta Scriptură, ne spun căci cuvântul acesta este scris în Sfânta Scriptură de 365 de ori. Și cred că nu este la voia întâmplării lăsat prin Cuvântul lui Dumnezeu acest număr, întrucât un an este format de 365 de zile.
Și în fiecare zi, cuvântul Domnului ne spune, nu vă temeți, căci Eu am biruit lumea și Eu voi fi cu voi până la marginile Pământului. Fiecare dintre noi care am plecat și care dorim să călcăm pe urmele Mântuitorului nostru Iisus Hristos și să-L mărturisim pe El cu tot simțământul și cu toată puterea, trebuie să credem puternic și să nu ne temem. Pentru că și El a biruit lumea. Și toți care s-au crezut prin El au biruit și au ajuns oameni vrednici, destoinici, pentru orice lucrare bună care au fost puși în lucrarea lui Dumnezeu. Vedem căci m-aș lega de un cuvânt din Evanghelia de ieri, în care cuvântul ne spune de la Sfântul Ioan capitolul 1, că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu. Căci a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor care l-au primit le-a dat voie să se facă copiii săi născuți. Nu din voia venilor, nu din poftă bărbătească, ci născuți din Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe unicul lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iată că și Dumnezeu, prin Domnul Iisus, ne-a născut pe fiecare dintre noi la o viață veșnică. Și noi suntem copiii Lui, prin jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în care credem și ne încredem puternic. Căci suntem copiii Lui cu adevărat. Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Ne-a dat suflare de viață. Și ne-a dat acest drept să strigăm Abba, adică Tată. Biserica naște fii. Pentru că Hristos este capul bisericii. Și așa cum în Evanghelia de astăzi s-a amintit despre Sfântul Ioan Botezătorul, când îl întrebau oamenii, cine ești tu? Ești Ilie? Ești Hristosul? Nu sunt. Atunci cine îți dă dreptul să botezi, dacă nu ești nici Ilie, ești nici Hristosul? Și El a spus, căci Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Cel ce va veni după mine este care vă va boteza cu foc, cu Duhul Sfânt și cu foc. Eu nu sunt vrednic să-i descălț încălțămintea picioarelor Lui. Acest mare om născut din femeie, cel mai mare om născut din femeie pe pământul acesta, a descoperit două mari lucruri și în care vrem să vedem că și biserica noastră bună și străbună naște fii și lucrarea voastră Domnului naște fii și mamele noastre nasc fii. Pentru că sunt din Dumnezeu. Și Sfântul Ioan Botezătorul spune, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Descoperind omenirii jertfa Mântuitoare, care orice om se pleacă și crede în jertfa Mântuitorului, să-și capete mântuirea sufletului și iertarea păcatelor. Pentru că oamenii nu vor fi judecați că au făcut păcate. Nu-și vor pierde mântuirea că au fost păcătoși, pentru că și fiecare dintre noi am păcătuit și suntem vinovați în fața lui Dumnezeu. Ci vor pierde mântuirea și vor fi judecați pentru că și n-a crezut în jertfa Mântuitorului de pe dealul Golgotei. Vedem pe Maria Magdalena cu atâta dor căutându-L pe Mântuitorul, spălându-i picioarele cu lacrimile ei și ștergându-i picioarele cu părul capului ei, aleargă la mormânt, la Mântuitorul ei și Dumnezeul ei și Domnul ei de acolo. Un înger al Domnului îi spune, pe cine cauți? De ce cauți pe cel viu încă cei morți? Maria se întoarce plângând. Domnul Iisus o strigă, Marie, iar crezând că-i grădinarul îi spune, Domnule, dacă l-a spus, spune-ți unde l-a spus.
pe Domnul meu și Mântuitorul meu. Și Domnul, strigând-o pe nume, ea recunoaște și strigă rabunii, învățătorule, s-a plecat la picioare, să-i strângă picioarele, așa cum o făcea ordinioara. Și Domnul îi spune, nu mă atinge, pentru că ce trebuie să mă nasc la cer, să mă duc la Tatăl meu și Tatăl tău, la Dumnezeu meu și Dumnezeul tău. Cu cât dorul căuta Maria Magdalena pe Mântuitorul. Vedem căci una dintre cele mai păcătoase femei și-a găsit mântuirea sufletului și a fost și a avut o cinste care n-au avut mulți din vremea aceea, ca Mântuitorul în viață să arate ei prima dată. Și apoi spune, du-te și spune și la ucenici că ce eu am înviat. Iată căci nu păcatele noastre ne va despărți de noi, de slava cerească și de mântuire, ci necredința noastră și îndoiala noastră și neîncrederea noastră căci Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Spune Sfântul Patru, cel din tâi spun și eu astăzi și fiecare dintre noi, plecându-ne, adâncă recunoștință în fața Domnului Iisus și în fața jertfei mântuitoare, care a suferit și a pătimit pentru fiecare dintre noi. Iată mirele, spune Sfântul Ioan Botezătorul, și prietenul mirelui se bucură, căci mirele are mireasă. Și iată a doua descoperire care descoperă oamenilor, este biserica. Pentru căci mireasa lui Hristos este biserica noastră bună și străbună și noi facem parte din ea și facem parte din mireasa lui Hristos, care El a venit să sfințească și să o curățească prin scump sângele Său, ca să fie fără pată și fără zburcitură, curățită și sfințită prin scump sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aceasta este biserica care naște fiii. Și mai aminteam și altă dată când Domnul Iisus întreabă pe ucenici și spune, cine spune oamenii că sunt eu? Unii spun că ești proroc, unii spun că ești Ilie, dar voi cine spuneți că sunt? Sfântul Petru ia cuvântul și spune, tu ești Fiul Dumnezeului Celui Viu. Tu ești Hristosul Fiul Dumnezeului Celui Viu. Mântuitorul îi spune că și nu carne și sângele s-au descoperit ție toate acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. De astăzi nu te vei mai numi Simon, ci te vei numi Petru. Și pe această piatră voi zidi biserica mea, în care nici porțile iadului nu va bibi. Și ce veți lega pe pământ să fie legat și în cer. Și ce veți deslega pe pământ să fie deslegat și în cer. Iată biserica așezată pe Sfinții Apostoli. Și mi-aduc aminte de fratele Moise, care prin cuvântul Sfinției sale mereu ne amintea. Biserica și oastea Domnului este o lucrare apostolică în care a fost așezată pe umerile Sfinților Apostoli care au trăit în jurul Mântuitorului și a văzut întru totul lucrarea dumnezeiască care a făcut Mântuitorului făcut pe pământ. Și aminteam că și biserica și oastea Domnului naște fii și am văzut că și chiar și în vremurile noastre nu mai trăim vremurile care trăiau părinții noștri sau amintit de fratele Ioan Marini, în care Tatăl meu a făcut legământ undeva la Costache Negri și s-au predat Domnului 60 de suflete, 60 de tineri în vremea aceea la cuvântul părinților noștri. Noi nu mai trăim acele vremuri, pentru că și n-avem trăirea lor. N-avem puterea dumnezeiască și Duhul Sfânt lucrează atât de puternic în noi. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu că și trăim și noi vremuri încă harul și binecuvântarea lui s-au luat de la noi. Și putem. Și iată că și încă se mai naște fii, încă se mai pun legăminte în lucrarea voastră Domnului. Și încă se ne mai nasc copii în familiile noastre.
M-am bucurat enorm și mă bucur. Și am fost adeptul. Și întotdeauna am căutat prin cuvânt, prin faptă, prin tot ce am putut să sprijin, să întăresc, să sfătuiesc și să îndemn ca să fie copiii atunci pe pământ. Vedem că și sora Livia și fratele Florin nu s-au temut de ziua de mâine și a adus-o pe prunca lor în fața altarului și în fața lui Hristos, ca astăzi să fie creștinată și să facă parte din lucrarea voastră, Domnului, și din biserica noastră bună și străbună, ca o creștină care, fiind încredințată în brațele Domnului, încă de la naștere, crede că își va fi o creștină vrednică. Vorbeam cu bunica sorei Sofia astăzi și îmi spunea că ce-a adoptat 13 copii. Și cu atâta bucurie pe față și în glasul ei a crescut 13 copii și acum încă și mai poartă dulce aproape ca și soțul ei, fiind totuși în stare de copil, ca fiind îngrijit ca și cum îngrijește un copil. Nu este ușor. Dar aceasta a făcut lucrarea voastră, Domnul. Acesta a făcut Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care ne-a învățat și ne-a fost model să putem purta crucea pe umerii noștri cu bucurie. Să putem duce sarcina până la sfârșit. Crucea este semnul jertfei lui Hristos. Crucea este steagul celui credincios. Fericit creștinul ce a purtat mereu semnul acesta veșnic până la Dumnezeu. De aceea să-i mulțumim lui Dumnezeu de această lucrare minunată care a avut-o Părintele Iosif în sânul bisericii noastre și în poporul nostru. Să nu ne repetăm de Hristos. Să nu ne repetăm de oastea Lui, de lucrarea Lui și de biserica Lui, în care El este capul bisericii și El este atotputernicul și a toată lucrarea care se săvârșește în Sfânta Biserică bună și străbună din țara și din poporul nostru. Vedem căci au fost și oameni slabi în jurul Mântuitorului. Sunt trei lucruri de care oamenii se leagă de Hristos, de lucrarea Lui. Îl vedem pe Iuda, unul din ucenici care s-a depădat de Mântuitorul, dând de gustul banilor, depărtându-se de frații lui, depărtându-se de Mântuitorul, ducându-se și ascultând șoaptele celui rău, căutând mai mult plăcerea lumii, mai mult plăcerea trupului, decât suferința împreună cu Hristos. Și toate acestea l-au făcut să facă ceea ce a făcut și sfârșitul lui a fost groaznic. Sfârșitul lui a fost tragic și a fost pierdut odată pentru totdeauna. A doua lepădare a fost a Sfântului Petru, care cât era el plin de râvnă și îi spunea Mântuitorului că voi merge cu tine până la moarte și nu era teamă de nimic. A venit vremea când Mântuitorul a fost închis și dus la judecată. Frica și teama l-a făcut să se depărteze, să nu mai stea lângă Mântuitorul, să sufere împreună cu el, așa cum a făcut-o Fecioarelnicul Ioan, Maica Domnului și Sfintele Femei, care au suferit împreună cu Mântuitorul. S-a dus deoparte și s-a lepădat. O slujnică a venit și a spus, și tu ai fost cu Iisus Galilean. Nu cunosc omul acesta. Și tu ai fost cu el, altă slujnică. Nu cunosc pe omul acesta. Altă slujnică îi spune, și tu erai cu el. Până și graiul, și portul te dă de gol. Nu știu, nu cunosc pe omul acesta. Și a cântat cu coșul de trei ori. Și Sfântul Petru a plâns cu amar.
A venit cu pocăință și cu căință în fața lui Hristos și a fost iertat. Și a fost un sfârșit binecuvântat. Și al treilea lepădare a fost îndoiala și neîncrederea care a fost în Sfântul Toma. Când toți în jurul lui spuneau, a înviat Hristos. Și Maria Magdalena și Sfintele Femei, până și Sfântul Petru și Feciorelii cu Ioan au venit la el și au spus, a înviat Hristos. Nu voi crede până nu voi pune eu. Și până nu voi pipăi eu cu degetul meu și cu mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Mântuitorul îi se arată ucenicilor spunându-le pace vouă și cheamă pe Toma și spune, Toma, adă degetul în coace și pune-l în coastă și vezi că eu sunt. Și pune-l în ranele palmelor mele și în picioare și vezi că eu sunt. Sfântul Toma, după ce pipăie, cade în genunchi la picioarele Mântuitorului și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu, ferice de tine, Toma, care ai văzut și ai crezut, dar mai ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Ferice de Sfântul Toma, care a venit și a văzut și a crezut la picioarele Mântuitorului. Și necredința lui sau neîncrederea lui a devenit o puternică încredințare că ești Domnul înviat cu adevărat. Dar mai ferice de noi. Mai ferice de noi care putem spune cu atâta putere, cu atâta însuflețire și cu atâta credință în inima și în sufletul nostru că și Hristos a înviat și viața veșnică ne-a dat fiecăruia dintre noi. Și mai ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Mai ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că putem face parte din cei mai fericiți atunci când va veni vremea ca să înviem și noi în slava cerească. Atunci când Domnul va veni, așa cum ne arată Sfântul Pavel în 4 Tesaloniceni, când El va veni pe noi în slave cu trâmbița și va răsuna și cei credincioși vor învia primii pentru viața veșnică și alții vor învia, așa cum s-a amintit în locul acesta prin fratele Costache din scrierile fratele Ioan Marini, iar unii vor învia pentru o sânda veșnică. Să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că și această încredințare și credință puternică o avem în inima și în sufletul nostru și să rămânem statornici în lucrării oasei Domnului și bisericii noastre bune și străbune, în care ne putem găsi mântuirea. Avem tot ce ne trebuie de a ne mântui sufletul nostru. Numai trebuie să ne trăim într-o totul. Domnul să binecuvinteze pe sora Sofia, să binecuvinteze pe sora Lidia și fratele Florin, părinții ei trupești, să binecuvinteze pe fratele Timotei și sora Daniela, părinții ei sufletești, care iată, lângă copilul lor și-au mai luat o sarcină și-au luat-o cu toată bucuria. Domnul să-i învrednicească și să le dea putere să o crească din punct de vedere duhovnicesc, ca în fața lui Hristos și fiecare dintre noi să fim plini de puterea Duhului Sfânt și să putem spune, plini de bucurie, sunt fericit, sunt fericit, sunt fericit că sunt al lui Hristos. Amin. Slăviți să fie Domnul!
care să ne știe Împărăția Lui Dumnezeu.
care iubește biserica, adunarea noastră Domnului și trăiește ceea ce aude, intră în Părăția Dumnezeu. Am văzut adunarea un altfel amant am. Era adunarea de tineri. Noaptea în vis, în vis, ceea ce crezi că toți aceștia sunt al lui Dumnezeu? Dumnezeu cred, în vis, cred, dar nu. Frate, v-a zis, că ia uite așa. Ia uite acum, ia de nou. Puțin îmbrăcați în aur. Aceștia care sunt în aur, mulți dintre aceștia care-i vezi, zic, Doamne, Doamne, dar nu intră, nu trăiește, nu corespunde biblicii bisericii, dintre aceștia. Și era un om aici, un cop, un cop, și țineau în mine așa. Aceștia sunt care merg la Dumnezeu. 10 fecioare au întrebat. Dar 5 a mers în părțel. Iar 5 a zis, duceți-vă când vă cunosc. Iubiți-mi, dragi, am trecut săptămâna cu care a trecut mare săptămâna. Săptămâna mare și mare. A prins cerul, a fost cerul întuneriat, a prins îngerii lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a ferit toată părintele să nu poată pământul, să nu poată pe omul care l-a făcut Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu? A suferit mult, Dumnezeu a plecat de acasă luni seara. Și mama lui le întreabă, da unde mergi acum, că e noapte. Tu ești trist de tot. Tu ești supărat de tot. Mântuitorul a fost primirea în Domnului. Și trebuia la Maică Domnului. Doar lacrimile care ieșau apoi arăta greu, arăta durere și jale. Dar s-a petrecut. Venea mâine zicând pe loc, pe cine l-a întâlnit? Că va vine Mântuitorul Iisus. Acei care nu trăiesc, acei care nu corespund, iubiților, partea lor este iată. Să ne ferească Dumnezeu de dragi, să ne avem parte de ei. Așa cum zicea Maica Veronica într-o vorbire, în gând, așa plângea. Și-a fraselor, mai bine nu ne lăsea mamele noastre, mai bine nu ne lăsea pe lume, să ne avem parte de Dumnezeu. Și ca să avem parte de Dumnezeu, trebuie să te înjungi aici. Nu știu dacă s-a văzut. Eu vorbesc rău. Pentru că... vorbesc nou, pentru că se vorbea. Că se poate vorbea. Dar mă rugăm că vă spun și mă bucur și s-ar putea și cu sănția. Să fie un amință de aur. Ne bucurăm de toată inima că ne vedem aici. Rugăm Dumnezeu să ne ajute să ducem la bun sfârșit lucrarea asta. Ne bucurăm de toată preoții și părintele parohiei și părintele noi. Să vină oriul
când vaștei, oile, au ceva, au păstor. Ai văzut oi de câmp, în pădure, oi fără păstor? Dacă vezi oi fără păstor, știi ce spui? Oile sunt că sunt întrebați, sunt gata să pune osii, să mănânce fiarele, sunt gata în pericul. De ce? Dacă nu păstor. Iar păstor, ca e păstor adevărat, îi vină, îi are dragoste și păzește o izbire. Așa trebuie să fie. Iar voi, păstor, îi cred. Dragii mei, bunul Dumnezeu să ne ajute să ne încălzăm întregii pe Dumnezeu. Altfel, a spus de visul meu, nu toți intră în Părăția lui Dumnezeu. Nu știu. Nu știu care gândesc cu vină și păcați cu rău. Acești care gândește, că nu e mâncare și mai zici cu slavă, mai zici de altoală, mai urăști, nu vrei ceam. Fericit de cel cu inima curată, acela îl vorbească pe Dumnezeu. Și ca și Fișul Tatăl nostru, că îl răstești și ne iată nouă precuie cu și noi. Așa sunt ei programul lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să ne ajute. Din 46, pe 15 septembrie, am lucrat în Domnul Domnului, în 46, la două luni de zile, frate Mătrii Moșe Crăjită, frate Iremia, care s-a putut de lume. Și zice, frate Vasilica, ridică-te picioare și rostește Domnului. Aveam 60 de ani. Părinte, Iisus Domnului, avea 82 de ani. M-a chemat în stradă, te rog să treci în fața altarului. Ce să spui două cuvinte? Femeii plângeau în biserică. Eu vorbeam și plângeam, cum am fost de drumul adventiștilor, apostolate. Am tăiat două icoane, icoana Maicii Domnului, pe peretea mare. Mântuitorul Iisus le-a dat perete jos și cu sărbunea le-a tăiat. Am tras icoana al treilea, pe peretea s-o tai de vâns și s-o tai de picioare. În timpul acestui, tatăl meu, și începe să plângă și zice, Vasilică, tată, ce faci tu, ce faci? Este scris să nu te vină la nicioi, la nică. Asta e un fapt cu zărșoasă. Ca la două zile, eu mă trezesc pentru că mâine nu mai sunt pe aici și n-are cine să spun. Am doilea zi, mă trebuie cu vitele pe neam, nouă capte de vită, patru boi, trei vaci și nu știu ce cădere, nouă era. Cetiți în vitele văd un nor, negru, care s-a rupt niciun fel de nor nu era, cerul albastru. Și norul s-a lăsat la trei metri. De frică am fugit mai mult de 200 până 300 de metri. Și mă întorc să mă întorc. Când mă întorc, nori era cu iluminarea asta. Iluminarea asta aici. Jumătate de aici a venit.
jumătate la om, cu pielea moară, sânge în mâini. Că ea frumoasă aici, vă uitați vă dacă îi tăiați frumoasă, aici. Păi nu era mai mult ca asta, în vezi că era. Era doldurat de sânge, de frică a murit iarul Domnului, a mai murit atât. A spus de la orice înainte, la vechi, de lume, de a venit predicatorul, a venit păstorul, astru, a venit și din apă, greșeau cu persoane. Lumea mea, dacă sunt tot locul, de zice că sunteți pe drumul nu sunt. Sunteți pe drum greșit. La biserică, la biserică, și la biserică, e drumul care merge la Dumnezeu. Dar străin, mult Dumnezeu să ne trăiască, să sprijinim și să căutăm gurile noastre să nu tacă, să strigi, strigând să vezi sos, să-ți bane, am intrat în răresc într-o grijmă, așa zicea, stai cu omul ăla, aproape de biserică. Am intrat cu omul, ziare, foi, multe, le dau aici la vețurile ăștia. Și le-a dat. La câteva zile vin un tache, îl chema Becher. Și zice, cine e dat? M-ai făcut să duc și eu la biserică și la tache. Becher, frumos. Iubiților, i-a dat în vis, tot în vis. Apare satana și zice, ce ai mă, de ce te mai, de ce te mai pește oamenii mei? Să ne spui despre Dumnezeu. Vreau să ne spui. Și după aceea este o oricine. Vedeți? N-avem voie. Dar trebuie să spune să aduce pe oameni. Să duce pe cineva în spate din ea. Dacă l-a dus la Dumnezeu, l-ai scos din ea. Nu Dumnezeu să ne ajută să ne întărească viziunea. În numărul acesta, a, se aici. De numărul pe mine aici, ne-am obligat în ceeași urmă. Nu-i vedea să-mi plăsă.